Miracole nesfârșite zac în noi și în prejurul nostru, pe care viața în societate ne-a dezvățat să le prețuim. Miracolul suprem, cuvântul, cu diviziunea lui, limba. Cum s-au născut cuvintele? Întrebarea de sine și didactică. Cere răspunsul care aparține didacticii celei mai sterpe. Să nu insistăm. Să contemplăm. Dar al cui este cuvântul? Al omului? Al naturii? Nu este cuvântul de un neam cu apele, cu vegetalele, cu minereul? A putut cineva să-l facă viu și energic, să-l ție minte înaintea tiparului, să-l treacă urmașilor fără catalog? Cuvântul se moștenește ca bătaia inimii și ca sângele. Cu o lingură de sânge s-a făcut alt sânge în sute de milioane de viețuitoare. Generațiile toate zic pânii, pâine, și singurul cuvânt propriu și potrivit, căci câine înseamnă altceva și pâine iarăși ceva deosebit. La începutul veacurilor a rostit cineva singur odată pâine. Cine? E miraculos cuvântul, pentru că la fiecare obiect din natură și din închipuire corespunde un cuvânt. Vocabularul e harta prescurtată și esențială a naturii. Și omul poate crea din cuvinte, din simboluri, toată natura din nou, creată de materialele din spațiu, și o poate schimba. Cuvântul permite evocarea și punerea în funcțiune a tuturor puterilor închipuite și sacre. O idee se face act scoborite în cuvinte, dar cuvântul însuși, nealăturat unei împrejurări descrise, are o viață personală împrumutată de la lucruri și el poate ajunge o putere de sine stătătoare. Meșteșugul cuvântului a cernut și cerne fără răgaz lumea și sufletul ei. Și a dat naștere literaturii și elocuvenței. Un cuvânt numește, alt cuvânt îl pune în mișcare, un alt cuvânt îi aduce lumina. Un cuvânt cântărește un miligram, și alt cuvânt poate cântări greutatea muntelui răsturnată din temelia lui și înnecat în patru silabe. Cuvinte fulgi, cuvinte aer, cuvinte metal, cuvinte întunecate ca grotele și cuvinte limpezi ca izvoarele pornite din ele. Într-un cuvânt se face ziua și alte cuvinte amurcesc. Cuvintele scapără ca pietrele sau sunt moi ca melcii. Ele te asaltează ca viespele sau te liniștesc cu răcoarea, Te otrăvesc ca bureții sau te adapă cu rouă trandafirie. Chimia aplicată la color și parfume este o copilărie comparative cu magiile foarte vechi pe care le realizează cuvintele de la primele cântece și basme despre Dumnezeu și om. Toate cuvintele însă lăsate în voia singurătății lor sunt ca niște timbre uzate și nu pot evoca peste înconjurul lor îngust nimic când vine cântărețul, povestitorul sau apostolul, cuvintele tremură ca păsările îndrăgostite la ivirea liniștitelor dimineți. Ele cântă, vorbesc sau amenință și blestemă. Și după cum sub un condei cuvintele uscate se îndulcesc, sub un condei mai viu, ele înviază mai mult. Focul sfânt care le-a zămislit le dă și o vigoare mai dură. Miracolul cuvântului se împlinește cu miracolul înflăcărării lui. Prin cuvinte trec lămpile cu raze divergente ale talentului de a le reconstrui. Fiecare scriitor este un constructor de cuvinte, de catapetesme de cuvinte, de turle și de sarcofagii de cuvinte. Cuvântul construit poate să aibă gust și mireasmă, poate oglindi în interiorul lui profunzim imens. Se pe o singură latură lustruită. El dă impresii de, de pipăit aspru sau uh, cativelat, după cum sapă în sau se strecoară prin frunze. Niciun meșteșug nu este mai frumos și mai bogat, mai dureros și mai. Ginga-și totodată ca șugul blestemat și fericit al cuvintelor. El devine o pasiune nestăpânită și a scriitorului mediocru și a meșteșugarului de geniu și când o urăște mai mult, atunci o iubește artistul mai puternic. Atelierul, un colț de masă, instrumentul, un condei pe hârtie. Cea mai ieftină instalație. Totul se găsește concentrate în linia care le unește. Invenția. Și din mâna deschisă, ca dintr-un corn de abundență, curge avalanșa miraculoasă a cuvintelor, flacoane de superesențe. Dacă și-ar da într-adevăr seama de zestrea fără sfârșit, care mișună ca niște aur viu în chivotele lor sufletești, scritorii s-ar simți mai mulțumiți și invențiile lor literare ar aduce optimism și bucurie în viața bunilor cetitori. Ei ar construi iluzia cu realitatea în cantitatea necesară pentru a înconjura mințele cu confort și a incendia lumea cu văpaia pură a speranței.